Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! În viața noastră avem momente și de ridicare și de bucurie, dar și momente de cădere, de mers pe jos și ne întrebăm atunci, în momentele de tristețe, în care totuși avem nădejde în Dumnezeu, cât de mult ne poate ierta Dumnezeu, până unde putem cădea și până unde ne poate ridica Bunul Dumnezeu. Și întâlnirea de astăzi vrea să fie un imbold spre nădejde și am dat titlul acestei întâlniri, chiar și cei mai păcătoși, sunt așteptați spre ridicare. Avem astăzi, dragi telespectatori, bucuria de a avea ca invitat pe Părintele Ion Iliuță, preot slujitor la Biserica Odăi Otopeni cu hramurile Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfinții Martiri Brâncoveni. Bine ați venit prea cu cei Domnule, Părinte. Ajută, mulțumim de invitație. Cu tot dragul. Teme minunate ne oferă patericul nostru, patericul egiptean, teme de reflecție, de nădejde, de smerire, cred că tratament pentru orice fel de boală, numai ca omul să se mântuiască și să vină spre Bunul Dumnezeu. Respectând rânduiala acestui format, acestei emisiuni, începem cu o bucățică, un crâmpei din paterii care va face obiectul discuției noastre. Cu gândința Sfinției Vase o să dăm citire. Se spunea pentru oarecarele Ava Apollo de la Schit că era țăran, păstor de oi. Și văzând în țarină o femeie ce avea în pântece, îndemnându-se de diavolul, a zis: voiesc să văd cum stă pruncul în pântecele ei. Și despicând-o pe ea, a văzut pruncul. Și îndată l-a lovit pe el inima și umilindu-se, a venit la Schit și a vestit părinților ceea ce a făcut. Și a auzit pe dânsii cântând: zilele anilor noștri întru dânsii sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani. Și ce este mai mult decât aceștia, osteneală și durere. Și a zis lor: sunt 40 de ani și o rugăciune n-am făcut și acum de voi trei alți 40 de ani nu voi înceta rugând pe Dumnezeu ca să-mi ierte păcatele mele. Deci niciun lucru de mâini nu făcea, ci totdeauna se ruga zicând: am greșit ca un om, iar tu ca un Dumnezeu, curățește-mă. Și i s-a făcut lui rugăciunea aceasta într-o cugetare ziua și noaptea. Și era un frate petrecând cu el și l-a auzit zicând: supăratu-te-am, Doamne, lasă-mă ca să mă odihnesc puțin. Și i s-a făcut lui încredințare că i-a iertat Dumnezeu toate păcatele lui și al femeii, iar pentru copil nu s-a încredințat. Și a zis lui unul din bătrâni: și păcatul copilului ți l-a iertat Dumnezeu, dar te lasă în durere, că este de folos sufletului tău. Avem prea cu cerințe, Părinte, în viață ca reacție firească, o reacție de repulsie atunci când întâlnim astfel de situații și să ocotim că anumite gesturi, anumite fapte sunt de neiertat. În același timp mărturisim că suntem creați după chipul lui Dumnezeu, care este bunătate și iubire. Ei, totuși, de ce avem această tendință de a judeca, de a da imediat sentința asupra celui care cade? În mod sigur se întâmplă pentru că societatea s-a laicizat foarte tare. Secularizarea a cuprins întreaga lume și, din păcate, Dumnezeu nu mai este în centrul atenției omului, ca pion principal, ca temă principală de discuție, cum era în vechile cetăți, tema principală în trecut, în primele secole creștine, Dumnezeu era prezent în toate discuțiile. Acum, mișcarea aceasta în care omul încearcă să-și asigure existența zi cu zi, depărtarea de Dumnezeu, îl face ca toate aceste lucruri să-i separă într-adevăr atât de din comun și să aibă această tendință de a judeca pe aproapele. Să nu reușească să vadă în aproapele chipul lui Hristos. Da, că foarte frumos spune Părintele Dumitru Stăniloae, întâlnirea cu cel de lângă tine este întâlnirea cu Hristos. În mâna întinsă a sărmanului, mâna lui Hristos întinsă, în vocea care cei ajutor, e vocea lui Hristos. De aceea omul ar trebui să reușească să vadă în cel de lângă el, indiferent de modul în care acesta a greșit, sau în modul în care afla că a greșit, că de foarte multe ori omul preia informații și aude deformat adevărul, da? Și are tendința aceasta de a judeca. Și chiar dacă tu te-ai învrednicit să ai fost martor la situația aceea, la fapta aceea, totuși nu poți să fii să judeci într-un mod agresiv. Că s-ar putea Dumnezeu să dea și o ispită asemănătoare. Și atunci nu vei mai avea element de comparație. Nu vei ști dacă nu cumva vei fi tu supus judecății față ceilalți. De aceea trebuie să avem toleranță. De aceea cred că trebuie să avem mare cumpătare când e vorba despre a judeca pe celălalt. În toate este lucrarea lui Dumnezeu și trebuie să vedem din drama aceea care se întâmplă totuși, care este mesajul pe care Dumnezeu ni-l transmite într-o formă sau alta.
Avem pe conștiință, Părinte, în viața noastră niște ierarhii, niște etapizări. Sunt păcate ușoare, spunea Părintele Cleopa, ce se pot ierta și la rugăciunea de seară. Apoi sunt păcate mai grele, sunt păcate strigătoare la cer, sunt păcate împotriva Duhului Sfânt și așa mai departe. Există o împărțire clară a păcatelor. Ne uităm la acest act care probabil ni se pare cel mai josnic, cel mai urât din lume ce se poate petrece, cel pe care l-a făcut Părintele, care înainte fiind păstor de oi, din diavolul i-a săvârșit acele crime odioase. Și vă întrebăm, judecând după această etapizare a păcatelor, până unde se poate ierta? Mântuitorul Iisus Hristos și-a menționat în Evanghelia Matei, capitolul 12, versetul 32, că ceea ce greșește cu cuvântul împotriva Fiului se va ierta, iar ceea ce greșește împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. Iertarea a acest păcat împotriva Duhului Sfânt se referă în primul rând la acele păcate pe care le face credinciosul împotriva virtuții teologice, credința, nădejdea și dragostea, care sunt lucrări ale Duhului Sfânt. Dar în ce sens? În sensul în care acel credincios este împietrit duhovnicește, așa de îndărădnicit, încât nu vrea să-și schimbe viața. Și totuși, dacă un astfel de om care a greșit atât de mult manifestă pocăință sinceră și prin baia lacrimilor, în taina pocăinței, mărturisindu-și păcatele, cu siguranță că Dumnezeu, care este un milostiv și un delung iertător în lumea aceasta, da? Că trebuie să înțelegi, Dumnezeu în lumea aceasta se manifestă ca Dumnezeu al bunătății, al iubirii, al iertării de N și ori. Numai că judecata particulară și cea de apoi, cu atât mai mult, Dumnezeu și va manifesta această însușire de Dumnezeu al dreptății, în care va da fiecare după faptele sale. Deci vremea de aici, indiferent omul cum o trăiește, indiferent până unde ar putea să cadă în păcat, dacă își manifestă pocăința, părerea sinceră de rău și hotărârea fermă de a se îndrepta și de a căuta pe Hristos, eu cred că Dumnezeu are marea sa dragoste și va da iertare. Ne uităm doar la Sfântul Apostol Petru. S-a lepădat de 3 ori de Mântuitorul Iisus Hristos. Dar de 3 ori Mântuitorul Hristos îl întreabă dacă îl iubește și reprimește în sunul apostolilor săi. Comparativ cu Sfântul Apostol, cu Apostolul Iuda, da? Care, deși greșește, n-are pocăință și ajunge la un gest extrem. Dumnezeu este iubire. Dumnezeu vrea să ne întoarcem ori de câte ori cădem. Dumnezeu nu urăște păcătosul omul, Dumnezeu urăște păcatul și așteaptă ca omul să ajungă la acea stare în care să-l conștientizeze și să pună în dreptare. Atunci când om parte voluntar sau involuntar la un rău, cu aspecte sociale, cu aspecte duhovnicești, sub toate planurile vieții, să spunem, există tendința, spuneam, firească, pentru că firea, din păcate, a căzut, de a judeca pe cel de lângă și de a-i da doza binemeritată de pedeapsă. De multe ori, motivația interioară este setea de răzbunare, de a-l face și pe celălalt ca să simtă durerea pe care o are păgubitul, pe care o are victima, pe care o au celelalte persoane participante la acea dramă, sau poate să existe o motivație, să spunem, puțin mai înaltă decât acea sete urâtă de răzbunare, aceea de a opri un rău, ca acel rău să nu se mai repete, ca un personaj, ca o persoană, fiind liberă și având astfel de apucături, să nu repete păcatul, răul, greșeala pe care le-a comis. Ei, vă întrebăm, dacă iertăm un rău social, ca și cel ce s-a petrecut aici cu implicații profunde, să spunem, spirituale, nu există riscul ca acel rău să se repete? Tocmai de aceea, probabil că au rânduit, dincolo de legea morală religioasă pe care o avem și trebuie să o respectăm pentru a ne mântui sufletul, avem și legile acestea civile, punitive, coercitive, prin care la nivelul societății se încearcă a se aduce o anumită stare de înțelegere, o anumită lucruri. Chiar dacă sunt oamenii care neagră prezența lui Dumnezeu, totuși ei trebuie să se supună cel puțin acestor reguli și acestor norme morale, sociale, civice, pe care trebuie să le respecte. Și atunci societatea civilă, prin toate celelalte instrumente și mijloace pe care le are, încearcă să preîntâmpine și, dacă se întâmplă, probabil că încearcă să dea exemplu ca ceilalți să ia aminte. Noi totuși ne aflăm în sunul Bisericii lui Hristos și percepem iertarea și iubirea lui Dumnezeu cu altă măsură. Știți că poți să împarți dreptate, dar fără iubire devine persoana care împarte dreptatea cinică, da? Așa încât dreptatea trebuie împărțită cu iubire. Iar preotul în scaun de spovedanie întâlnește astfel de cazuri. E un pas
Dacă cel care a făcut o astfel de faptă vine în fața preotului să-i mărturisească păcatul, înseamnă că este spre îndreptare. Caută îndreptare, caută împăcarea cu sine și cu Dumnezeu. Și atunci preotul acolo reușește să-i dea doza de medicament duhovnicesc și să-l aibă după aceea ca fiul duhovnicesc în supraveghere spre îndreptare. Îl poate trimite și către cel ce este factorul civic să-și primească plata pentru fapta săvârșită și să-și o asume. De aceea și părintele spune aici că 40 de ani am ca vârstă și încă 40 de ani de acum înainte eu îmi voi pune mie canon, da, de rugăciune încetată pentru ca Dumnezeu să-mi ierte păcatul. Dumnezeu poate și în această perioadă în care omul se pleacă spre iertare, se arate mai dinainte că i-a iertat acel lucru. Undeva în Vechiul Testament mi-am aduc aminte acum de Lot, care plecând în cetatea Sodomei și Gomorei cu fiicele sale și soția, soția este prefăcută în stare de piatră, iar fiicele conviețuiesc cu tatăl său, crezând că sunt ultimii oameni de pe pământ, da, acesta fiind îmbătat, și acest păcat l-a chinuit aspru mental pe Lot. Motiv pentru care este o tradiție care vorbește despre faptul că l-a rugat pe Dumnezeu să-i dea semn dacă îl iartă. Și a plântat trei semințe, una de chiparos, una de cedru și una de măslin. Și trebuia să meargă în fiecare zi să ia apă de la Iordan, să ude acele semințe. Dacă vor încolți și vor înverzi, este încă Dumnezeu te-a iertat. Și au încolțit acelea. Și Lot a primit această iertare. Deci Dumnezeu va arăta celui care îl caută. Chiar dacă a făcut o astfel de faptă, îi va arăta, dacă caută îndreptarea acela în mod deosebit, îi va arăta că i-a iertat acel lucru. Așa și cum acest păstor, prin părinți, i s-a arătat că Dumnezeu a iertat păcatul, iar pentru copil încă nu i s-a arătat iertarea, deși a primit-o, ca să nu cadă din nou. Precum ne aducem aminte de Sfântul Apostol Pavel, care avea un ghimpe în coastă, nu? Și de multe ori se ruga Dumnezeu să îndepărteze și i-a spus că pentru zidirea lui este acela. Și de ajuns harul lui Dumnezeu ca să treacă peste toate. Da. Sigur că atunci când vorbim de copil, sensibilitatea omenească, sigur, pusă tot de Dumnezeu cu înțelepciune în om, e mult mai crescută. Altcumva reacționăm când un copil suferă, altcumva ne mustră conștiința când necăjim un copil și propriul care a rămas ca o amintire. Oamenii se revoltă. Într-adevăr, este o stare de revoltă interioară când vezi un astfel de gest săvârșit de cineva. Și de multe ori s-a finalizat astfel de gesturi cu mazilerea celui care a făcut lucrul respectiv. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. O lege talionul foarte... Rămâne încă în noi rămâne talionul acesta. Deși dacă ne gândim la legea talionului, e atât de frumos să înțelegem sensul pe care Dumnezeu îl pune în cuvintele sale. Dacă eu știu că cineva îmi poate întoarce măsura faptei mele, eu la mânie lovesc pe cineva și îi spar capul și acela are dreptul să-mi facă același lucru, nu cumva mă opresc ca face acest lucru? Adică și în cuvântul acesta și în această lege a talionului încă era măsură, cel care înțelegea cuvântul cum trebuie, ca să se astâmpre la mânie și să-mi dea drumul mâniei cum trebuie. Și totuși dacă se întâmpla dintr-un motiv accidental, erau acele cetăți de scăpare în care Sinedriu judeca și spunea dacă într-adevăr a fost cu voie sau fără de voie. Acorda clemența. Clemența necesară. Vă întrebăm prea cu ce în ce, părinte, am judecat sau cel puțin am pus în lumină acest act în sine. Am merge undeva mai sus, mai spre Dumnezeu și poate mulți, sunt sigur că mulți se întreabă, nu doar ca să afle răspunsul, ci doar ca să acuze, dar e o întrebare pe care ar fi bine să o luăm în considerare. De ce îngăduie Dumnezeu ca să se petreacă astfel de lucruri foarte urâte, foarte neplăcute, foarte dureroase? Avem o însușire deosebită a sufletului nostru prin creație. Libertatea de a alege între bine și rău. Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii, nu este un Dumnezeu care predestinează. Dumnezeu are preștiința faptelor noastre, știe mai înainte ce se întâmplă, dar Dumnezeu nu ne anulează libertatea. Tocmai în acest lucru este foarte frumoasă viața omenească pe pământ. Omul are libertate să adere la iubirea lui Dumnezeu sau să o refuze. Omul poate alege și suma tuturor acestor decizii pe care le ia în viață ca manifestarea liberului arbitru este destinul pe care și creează. Dumnezeu ne-a dat libertatea să alegem între bine și rău. Se spune despre Cain că nu știa ce înseamnă a ucide. Dar vărzând doi corbi care se băteau pe hrană și unul lovindu-l în cap pe celălalt, l-a lăsat fără suflare
Și de aici a aflat el ce înseamnă a fi lipsit de viață. Și are loc un fratricidiu pe care îl cunoaștem cu toții în istoria biblică, chiar la începuturile sale. Și ne cutremură, frate. Dar Dumnezeu ne dă libertatea să alegem. Și nu intervine în această libertate de a alege. Dar ne lasă și toate celelalte mijloace prin care omul, deși a greșit, să se îndrepte. Că noțiunea aceasta de iertare exista încă din Vechiul Testament. Și își aminte toate acele jertfe pe care le făceau oamenii pentru ispășire. Iar Dumnezeu ne lasă nouă mod deosebit de în această spovedanie, botezul cel de-al doilea, în care omul, conștientizând păcatele, prin libertatea sa de aderare la Dumnezeu, vine și le mărturisește înaintea lui Dumnezeu, în scaunul de duhovnicie, pentru a lua iertarea de ele. Deci Dumnezeu așteaptă pe om tot timpul, ca acel părinte iubitor din pilda fiului risipitor. Dumnezeu înaintea noastră. Stă în drum și ne așteaptă. Depinde de noi ce facem ca gest să-L căutăm pe Dumnezeu, să răspundem iubirii sale. Spunea cineva, un credincios, că Dumnezeu ne dă în fiecare zi o declarație de dragoste. Dacă știm să răspundem, va fi iubire desăvârșită. Dacă trecem pe lângă ea, înseamnă că nu i-am pierdut. Dar sigur, are adresa noastră merg pe această idee, pentru că mulți poate nu simt această declarație, nu o văd, nu o deslușesc, nu o destăinuie, nu o descifrează. Tocmai din cauza valului ce spunea și la începutul discuției noastre a societății, care din păcate îl desparte pe om. Parcă avem partea omului material, care se ocupă doar de cele materiale ale trupului, și omul duhovnicesc. Cam asta face societatea. O să ajungem probabil să frească Dumnezeu să nu mai putem să intrăm în anumite instituții, că suntem creștini. Nu, nu Dumnezeu, suntem o ființă dihotomică și unde mergem, suntem așa cum ne-a făcut Dumnezeu, trup și suflet, cu credința înăuntru, cu sufletul pe care îl avem. De aceea este important să răspundem iubirii Dumnezeu. De aceea se întâmplă ca unii oameni să nu vadă în aceste încercări prezența lui Dumnezeu. Părintele Nicolae Steinhardt, neșit din închisoare, menționează undeva în Jurnalul Fericirii că se bucura de fiecare petic de iarbă. Noi astăzi, în vâltoarea acestei societăți în care trăim, nu mai avem vreme nici să ascultăm păsările cântând, să mai ascultăm vântul prin frunze, să ne bucurăm de ceea ce a creat Dumnezeu, ne bucurăm mai mult de ceea ce creează omul prin inteligența pe care o dă Dumnezeu, de partea aceasta materială. Și atunci aici cred că este ruptura. Nu înțelegem care este scopul existenței noastre. Suntem chemați la sfințire, suntem chemați la desăvârșire, fiți sfinți pe cum Dumnezeu desăvârșit este, sfânt este, și atunci se pierde această latură. Omul scapă din vedere scopul existenței sale pe pământ. Această bucurie, din păcate, de care ne spuneați, au autodepășirii, de fapt nu autodepășirii, cât a depășirii celuilalt, a călcării pe celălalt, ține foarte puțin timp și se hrănește poate din lipsa celuilalt. Când văd că l-am depășit tehnic, mă bucur că l-am zdrobit pe el și cea lui, și cu siguranță sunt candidatul la a deveni viitorul zdrobit decât din partea altcuiva, pentru că inevitabil toate trec. Însă acel fir de iarbă frumos răsare fiecare primăvară, este călcat, este acoperit de zăpadă, este plouat, poate este jumulit, apoi iarăși răsare și aduce aceeași bucurie autentică. Și toate acestea este o bucurie mică, e bucurie lumească. Dacă toate acestea e anticiparea unei bucurii veșnice. În loc să se meargă, spuneam, spre acea autodepășire a sinelui, încercă să-i depășim pe ceilalți, mutilându-le libertatea și făcându-i să se chinuiască efectiv în propria reușită frumoasă pe care Dumnezeu le-a dăruit-o. Nu se întâmplă așa de cele mai multe ori în societate? Când se întâlnesc două persoane, nu fac altceva decât să se scaneze una pe alta. Se uită sus până jos, da? Este înalt, este slab, e gras, e frumos, e urât, e îmbrăcat bine, nu e îmbrăcat bine, vorbește fluent, este bine intenționat și încearcă să se poziționeze față de el. Din păcate, nu mai este cel firesc al întâlnirii. Întâlnesc om cu om. Poți să-l ajut cu un sfat, poți să-l salut și frumos să-l salut. Nu, încerc decât să-l judec într-o formă sau alta și să mă situez deasupra lui, așa cum spuneați. Se încearcă o ierarhizare lumească, din păcate. Atunci când dispare iubirea, mă gândeam că etalonul și pentru noi cei căzuți este și iubirea lumească, iubirea pământească. Atunci când tânărul găsește perechea, el se simte fericit prin fericirea ei, fericirea perechei, indiferent că este băiatul față de fată sau fata față de băiat. Când îl găsește pe celălalt că este fericit, nu îi mai trebuie nimic. Cred că este o rămășiță, o frământătură, o bucățică din iubirea creștină profundă. Când omul e capabil să se jertfească pentru binele celuilalt.
E un paradox aici foarte frumos. Ascultam la un părinte care spunea: mi-e teamă să pierd dragostea soției și a copiilor mei. Mi-e teamă nu cumva să-i dezamăgesc prin vreo faptă sau cuvânt sau gest de-al meu. Dragostea lui Dumnezeu, dacă o pierd, o pot reprimi. Dacă am pierdut dragostea familiei, a soției, a copiilor, e greu să recucerești. Deci pe Dumnezeu, dacă l-am pierdut la un moment dat prin cădere, îl pot recupera din nou pe Dumnezeu dacă îl voi căuta. E mult mai dispus la iertare. Da. Acum vă întrebăm preacucenice părinte, tot pe această temă a iertării, întorcându-ne la pildă, la întâmplarea noastră, repetăm, păcatul, actul săvârșit, este profund, este cutremurător, în sensul negativ. Mult a greșit. Omul acesta s-a căit. Oricât s-ar fi căit, nu putea să resusciteze, nu putea să redea viața, adică să compenseze ceea ce a făcut rău. Și apoi vă întrebăm, cât de adânc trebuie să se căiască un om pentru a primi iertare de plină? Sfintele canoane ale Bisericii arată în astfel de cazuri oprirea îndelungată de la împărtășire, la comuniunea cu Dumnezeu. Și în această oprire omul se poate sfârși de atât de multe ori și că poate, nepocăit fiind, nu se poate mântui. Da, pentru că și împărtășania este comuniunea desăvârșită cu Hristos, cu trupul și sângele Său. Pocăința trebuie să face neîncetat, dar harul Dumnezeu care vine asupra noastră nu vine ca și număr al pocăinței, al mătănilor pe care facem, a rugăciunilor, ci al smereniei care rezultă din această pocăință. Adică orice rugăciune pe care o fac, orice acatist pe care o fac, oricât de multe mătănii fac, ele trebuie să schimbe omul. Sunt mijloace care intensifică dorința da? Noastră. Da, deci ele trebuie să facă smerenie. În smerenie aceasta vine harul Dumnezeu. Adică nu doar într-o formă externă de fac niște fapte și dacă am făcut faptele acelea, Dumnezeu m-a iertat. Nu, acele lucruri pe care le fac, rugăciunea special, postul, milostenia și așa mai departe, trebuie să facă și schimbarea mea interioară, a smereniei, să pot să-L privesc pe aproapele cu alți ochi, a iubirii, a iertării. Săvârșim cu toții păcate este un adevăr mărturisit în Sfânta Scriptură. O zi de a trăi omul, tot a săvârșit păcatul. Cel care spune că n-are păcat, mincinos este și înaintea oamenilor și mai ales înaintea lui Dumnezeu. Acum, dacă ne uităm la această întâmplare cu acest om care a săvârșit păcatul uciderii, 40 de ani a trăit și a luat canon ca încă 40 de ani să se căiască. Iarăși un exemplu, Sfânta Cuvioasă Marie Egipteanca, 17 ani a trăit în păcatul destrânării, 17 ani a fost luptată de diavol cu urmările, cu rămășițele, cu cicatricea morală sufletească acestui păcat, până când s-a despătimit și cu siguranță mergea deasupra pământului, deasupra Iordanului, fiind plină de har și având viață îngerească. Există, vă întrebăm în această situație, pentru că sunt mulți oameni care au diverse neputințe, care poate au avut anumite păcate și se chinuie să scape de ele, de ecoul păcatelor. Există o relație în oglindă, adică atâția ani am pătimit, am nevoie de atâția ani ca să primesc iertare și izbăvire? Răspunsul la întrebarea Sfinției voastre vine chiar din urmările pe care le se dau preotului care se primește harisma duhovniciei, da? În care chiar dacă cineva a păcătuit foarte mult, dar arată pocăință, părere de rău pentru acel lucru, îi se poate mișora canonul. Și mi-au cuminte de o întâmplare, de o poftegmă în care se vorbește despre un tâlhar care făcuse multe nedreptăți. Și întâlnise cu un părinte călugăr pe drum, era monah, i-a mărturisit viața lui. S-a spovedit. Și la sfârșit, părintele i-a spus să vii peste o săptămână să te împărtășești. Și cum pot? A cât de mult am păcătuit eu, Sfinția voastră, îmi dați de cât atâta vreme de pocăință? Și că, să vii peste 3 zile. Fă cu ce începe, părinte? Nu se poate. Atât de mult am păcătuit și atât de puțin că nu mă dați. Și că știi Tatăl nostru, rostește-L. Și l-am părtășit și a murit. Pentru că oricât de mult părintele mișora canonul, acela și se smerea mai mult. Se smerea și mai tare. Așa încât relația aceasta de duhovnicie, în scaun de spovedanie, acolo lucrurile se așează sub necontrarea lui Dumnezeu pe care o dă preotului, da? Se așează între duhovnic și fiul duhovnicesc. Și acest părinte duhovnic poate vedea smerenia și pocăința pe care o arată cel care a păcătuit. Cât de mult conștientizează fapta în sine și cât de mult crede el că ar trebui să primească canon. Așa că duhovnicul e cel care rânduiește acest aspect. Nu putem vorbi despre o măsură neapărat în oglindă, că poate cineva să vă și o astfel de faptă și niciodată să nu arate că se căiește de ea. Mult a greșit,
Mult ți-a iertat. Ni se spune nouă în Mântuitorul Hristos cu femeia care i-a uns picioarele și capul cu mir de nard. Da? Cel ce îi se ierta mult, mult va iubi. Pentru că și-a cerut căință multă. Deci la portul acesta nu putem vorbi neapărat de atât a păcătuit, atât de mult va fi și măsura. Dacă omul acela caută îndreptare și o caută așa cum trebuie, exemplu pe care l-avem arătat de Sfinția voastră, viața Sfintei Cuvioase Maice Maria Egipteanca, atunci Dumnezeu va răspunde dinainte. Și a răspuns și Zosima s-a învrednicit să vadă această stare duhovnicească pe care o avea. Ne gândim prea cu ce începe, Părinte, avem astfel de acte, astfel de fapte. S-ar putea ca un om care a săvârșit un astfel de fapt să fie judecat, de judecată omenească, de judecată civilă, în această situație este exonerat, este iertat de judecata bisericească, pentru că știm că nu un păcat nu se poate judeca de două ori. Dar ce se întâmplă în această situație? Dacă cineva a făcut un rău, a primit pedeapsa pe pământ, ce se întâmplă înaintea lui Dumnezeu? Ne bucurăm că avem în penitenciare capele în care sunt preoți de misiune care slujesc. Și mă gândesc un astfel de om, dacă va avea această fulgerare a părerii de rău sincere, va ajunge acolo în scaun de duhovnicie la un preot și își va mărturisi cu adevărat păcatul. Nu înseamnă că dacă pe pământ aici a primit plata pentru fapta lui săvârșită din partea autorităților civile, înaintea Dumnezeu este exonerat de acest păcat, nici de cum. Iertarea Dumnezeu o dă astăzi, da, în scaun de spovedanie, cu părere sinceră de mărturisire a faptei săvârșite și cu dorința de îndreptare. Putem vorbi și despre alte modalități prin care se primește iertare, prin milostenia săvârșită, prin iertarea păcatului față de ceilalți, așa cum ne îndeamnă și rugăciunea domnească, prin mărturisirea lui Hristos până la martiriu. Da? Sunt alte modalități prin care Dumnezeu revarsă iertarea de păcate față de cei care manifestă aceste lucruri. Dar nu cred că primind plata din partea autorităților civile, cel care a făcut o astfel de faptă este exonerat înaintea lui Dumnezeu. Nu. Mai avem 2 minute prea cu ce începe, Părinte, și o întrebare care sper să ne aducă un răspuns care să ne dea nădejde și sunt sigur că acest lucru se va petrece. Săvârșim păcate, spuneam, cum putem ajunge ca să avem starea tâlharului de-a dreapta? Să spunem din inimă, pomenește-mă, Doamne, și prin 2-3 cuvinte și câteva secunde, Bunul Hristos, Bunul Dumnezeu să ne zică, azi vei fi cu mine, rai, sau la momentul potrivit. Fiecare persoană este unică și repetabilă. De aceea nu putem vorbi despre o rețetă a mântuirii care să fie valabilă, universală pentru fiecare om în parte. Pentru că fiecare suntem ipostasuri repetabile. Așa încât depinde fiecare om să aibă acel moment de luciditate și de sinceră căință. De aceea spuneam că cei care păcătuiesc împotriva Duhului Sfânt și în principiu aici la nădejde sunt mulți care spun că am păcătuit, mă iartă Dumnezeu. Sau sunt alții care spun am păcătuit, vai de mine Dumnezeu mă iartă. De aceea omul trebuie să găsească calea aceasta de mijloc în care întotdeauna să fie încredințat, să creadă cu tărie și să aibă nădejdea că Dumnezeu pentru această părere de rău a sa îi va dărui iertare. În lumina acestor cuvinte încheiem și ediția noastră. Vă mulțumim pentru prezență și pentru cuvintele de folos. Mulțumesc de invitație, să rămână. Cu tot dragul. Dragi telespectatori, mulțumim și dumneavoastră. Vă invităm să ne urmăriți mai pe departe și avem nădejde că orice om, oricât de mult ar cădea, privind cu dragoste spre Bunul Dumnezeu, atâta timp cât bate inima, cât clipind din ochi, avem șanse spre împărăția sa. Mulțumim pentru atenție. La revedere!